Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu organizează în prima zi a lunii decembrie la orele 18 sărbătoarea luminițelor de Crăciun. Premierul Victor Ponta vine la Târgu Jiu și păstrează tradiția de anul trecut pentru a aprinde alături de primarul Florin Cârciumaru iluminatul festiv. De 1 decembrie, târgujienii vor avea parte de multe surprize, atât muzicale cât și gastronomice. Primăria Târgu Jiu a pregătit 1500 de porții de fasole cu cârnați, iar atmosfera va fi întreținută de Andra. Așa cum a fost și anul trecut alături de noi la aprinderea iluminatului ornamental în seara de 1 decembrie, sunt sigur în procent de 99% că și de această dată va fi lângă noi. Până atunci avem de pus la punct orașul din acest punct de vedere și îl așteptăm cu drag. Pentru masa tradițională de 1 decembrie, autoritățile locale din Târgu Jiu au alocat anul trecut un buget de 35.000 de lei.